Încă o sinucidere în penitenciar, unde ținut de la penitenciarul Oradea a fost găsit spânzurat în baie. Informațiile vin de la Costi Soare. Costi, te ascultăm. Găsit, bărbatul a fost găsit în cursul nopții, în jurul orei 2, spânzurat în baia camerei de detenție, chiar de către unul dintre deținuți, dintre colegii lui. Potrivit anchetatorilor, bărbatul, în vârstă de 30 de ani, era din orașul Carei, județul Satu Mare, și era recidivist. El a fost încarcerat pentru infracțiunea de furt calificat, însă mai era cercetat și într-o altă cauză penală, mai exact pentru tâlhărie. El avea de executat un an și 6 luni pentru această pedeapsă. În penitenciar, el din Oradea, el a fost adus la sfârșitul lunii martie. Deocamdată nu se cunosc motivele pentru care a recurs la acest gest, însă polițiștii fac cercetări. Costi Soare a fost în direct cu noi.